Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Totul a început cu un apel la serviciul de urgență din Anglia. Nu știam că se iau copiii și că noi o ajunge să trăim ce am trăit. Nu știu că nu se trezească. Poate îl vedeți pentru ultima dată. Vi s-a impus să o aduceți și pe fată. A dezbrăcat, au pipăit-o peste tot. De în momentul ăsta nu mai ai voie să te apropii de copiii tăi. O doamnă mă bate pe spate de la spate și îmi zice: tu încă nu ai înțeles că ești arestată? Am întrebat dacă pot să sun soțul meu. Mi-a zis că nu-ți face griji, că el este deja arestat. Ca în filme, exact ca în filme. Eu n-am văzut niciodată sală de judecată. O armată de balauri vor să ne ia copiii. Eu cred că ei deja aveau scenariul făcut. Eram ca într-un film. Totul a început cu un apel la serviciul de urgență din Anglia, după ce unul din gemeni a început să se simtă rău. Câteva zile mai târziu, toți cei patru copii ne-au fost luați de către autoritățile din Marea Britanie, pe motiv că reprezentăm un pericol pentru aceștia. În cazul nostru au fost implicați medici, avocați, serviciile sociale și poliția. În timp ce fiul nostru se afla în comă indusă, noi am fost arestați. Nu înțelegeam ce ni se întâmplă, eram disperați. Bună seara, sunt Antonia Fudulu și vă invit să descoperim împreună povestea unei mame. O familie de români a trăit 9 luni de coșmar în Anglia după ce toți cei patru copii le-au fost luați de lângă aceștia abuziv. Părinții ajungând în arest, în detaliu vom afla toată povestea împreună de la mama copiilor. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Vă mărturisesc de la început că sunt foarte emoționată și mi-a făcut foarte mare plăcere să vă cunosc personal, să zicem. Și eu mă bucur că sunteți aici. Este normal să fiți emoționată pentru că povestea prin care, situația prin care ați trecut este greu de ascultat, dar aminte de trăit atâtea luni de coșmar. Menționăm că totul s-a petrecut în Anglia și vreau să vă întreb de cât timp erați acolo? Eram în Anglia de 6 ani. De 6 ani deja, da. Erați acolo. Cumva familiarizați cu sistemul, cu tot? Chiar a început să ne placă țara, plănuiam să ne cumpărăm o casă, copiii la școală, trăiam, să zicem, foarte bine. În perioada aceea aveați 4 copilași. Ce vârste aveau fiecare? Cel mai mare băiat avea 16 ani, a doua fetiță avea 6 ani. Și geminii, în perioada când ni s-a întâmplat totul, aveau 3 luni. Doar 3 luni, geminii. Da. Totul a început într-o zi în care unul din gemeni a început să se simtă rău. Da, eu fiind manicuristă, găsisem un curs în Londra ca să-l frecventez 2 zile. Am ajuns la un acord cu soțul că el o să mă ajute cu copiii și eu o să mă duc la cursul ăsta pentru 7 ore pe zi. Copiii erau alăptați și de mine și adăugător aveau. Deci ne descurcam perfect cu mâncarea. Aveau legănuțele lor electronice care îl ajutau într-un fel oarecare. Eu am decis să plec el m-a dus la curs în Londra cu mașina și s-a întors acasă. Eu fiind la curs primeam poze, uite, au mâncat amândoi, le-am dat de mâncare, sunt bine, sunt ok. Când pe la ora 3 cumva am deschis camera video de la ușă și am văzut ambulanța peste drum de unde noi trăiam, pe partea opusă. Am scris un mesaj soțului, am întrebat la cine a venit ambulanța. Eu nu m-am gândit că e la noi, pentru că era pe partea opusă de stradă și nu am primit niciun răspuns. Atunci eu cumva mi-am continuat treaba acolo, știind că copiii sunt în siguranță acasă. Și am primit un telefon de la băiatul mai mare și mi-a zis: mama, zi-mi, te rog, urgent, unde este cartea medicală a lui Darius, pentru că noi credem că Darius a avut ceva convulsii. Pentru că fata a avut ceva convulsii, fata noastră a avut ceva convulsii și noi deja știam cumva cum se manifestă ele. Și el mi-a zis: eu cred că Darius a avut convulsii și ne trebuie actele lui ca să-l transporte la spital. Și
când mi-a zis așa, am luat, mi-am strâns lucrurile de acolo, am luat un taxi. Între timp am reușit să iau legătura cu soțul meu, mi-a zis să vezi că suntem la spital în Harlow, orașul în care au fost ei transportați. Am ajuns acolo, dar Darius s-a simțit rău acasă, în leagăn, în timp ce îl legăna leagănul, el a început să plângă un plâns foarte ciudat. Băiatul cel mare intrase acasă de la școală și soțul meu zice, Ionuț, ia-l tu pe Darius în brațe până eu îi schimb pampersul lui Damian și pe urmă ne schimbăm, îl iau eu pe Darius. Și Ionuț când l-a luat pe Darius în brață, el a leșinat cumva. A început să plângă, el a zis, mămică, eu niciodată nu l-am auzit să plângă așa. Adică prea ascuțit era plânsul. Și a leșinat. Dintr-o dată a leșinat la el în brațe. Copilul s-a făcut foarte moale. El s-a speriat și s-a răcit. Brusc s-a răcit corpul. El s-a speriat foarte tare. Soțul meu a zis, sună imediat la ambulanță, tu, pentru că el vorbea engleză foarte bine și riscam să nu înțelegem care va termina dacă am fi sunat noi, pentru că engleza noastră era mai așa. Între timp, ambulanța ne zice că o să ajungem. Băiatul mare s-a speriat, s-a dezbrăcat la cămașă și l-a pus la pept să-l încălzească, l-a strâns la pept și au mai sunat încă o dată. Ăștia de la ambulanță l-au ajutat cumva să facă o respirație artificială, că fiind copil mic trebuia altă tehnică de aplicat. Și așa el, până a venit ambulanța, el a reușit să-l readucă cumva pe Darius să respire înapoi. Și pe urmă a fost transportați la spital. Dacă bine știu, a doua zi de spitalizare, Darius, micuțul de 3 luni, se simțea bine, zâmbea, da, se comporta, da, normal. Totuși, medicii decid să-i facă o puncție lombară, o procedură complicată pentru un copil bebeluș de 3 luni. Da, foarte. Deci, vreau să vă povestesc că când am ajuns la spital, ei au concluzionat că el are septicemie. Și i-au aplicat cu o injecție tip burghiu. I-au perforat oasele la amândouă oase la tibii, la picioare. I-au perforat oasele ca să introducă în expresia lor un cocktail de antibiotice, ca așa ar fi stopat ei infecția care el avea în sânge. El plângea foarte tare. A plâns foarte tare și ca un copil mic, știți, ca și cum nu are aer. Eu am rămas cu el, el a început să simtă bine. Noaptea a fost ok și a doua zi am zis soțului că mă duc să-mi iau deja diploma de la curs, era a doua zi de curs. Și aici vreau să menționez că am fost acuzată de foarte multă lume că mi-am lăsat copiii și m-am dus la curs, dar eu, nimeni nu avea să știe că avea să întâmple asta. Era viața noastră normală de zi cu zi. A doua zi a venit un medic și a zis că trebuie să-i facă o puncție lombară. Și noi am întrebat de ce, el zice că noi considerăm că el are meningită. Alt diagnostic. Da. Și noi am zis, cum să aibă meningită? Când, din câte cunoșteam noi așa, că nu avea niciun simptom de meningită. Am mai telefonat pe cineva în Republica Moldova, am întrebat pe video dacă crede medicul în cauză că are copilul meu meningită, a zis că nu are niciun simptom de meningită. Noi am fost împotrivă să-i facă puncția lombară, dar nu am avut de ales pentru că ne-au pus cumva la zid. V-au și impus? A zis că ori faceți asta, ori cumva ar fi chemat poliția și ne-ar fi impus să facem puncția lombară. Nu aveam de ales. Ok, dar după această procedură, dacă bine știu, s-a întâmplat ceva cu copilul. Ce s-a întâmplat? După ce au făcut 3 puncții lombare, două eșuate și doar una reușită, ei ceva extrageau dinăuntru. Noi nu știm, dar tot așa ne-au pus să nu participăm, să nu asistăm și soțul meu a insistat. Adică nu, eu chiar vreau să văd. Și a zis că a plâns foarte mult, l-au chinuit foarte mult, l-au apucat de cap, l-au întors, pentru că la puncția lombară trebuie să fii în formă de litera C. Și după puncția lombară, eu am venit deja în spital, am stat lângă el, am rămas în spital, soțul a plecat acasă la ceilalți copii, am stat în spital lângă el seara, am văzut că mișcă ochii ciudat,
și o mână necontrolată, adică n-am mai văzut așa ceva niciodată. L-am luat în brațe și m-am dus la recepție la ei și le-am zis că eu cred că Darius nu e ok. Ele s-au uitat la mine, cumva asistentele de acolo, s-au uitat cumva, se râdeau între ele și mi-a zis că eu cred că ești obosită, du-te și te odihnește. Și l-au controlat cu ceva la ochi, cu o luminiță la ochi și a zis că el e bine, du-te și te odihnește. Dar probabil el avea crizele astea care treceau și timpul când am ajuns eu la recepție deja e trecuseră, nu știu. Și când m-am dus înapoi, el iarăși a început să simtă rău și atunci eu am revenit la recepție. Am ridicat vocea la ele și am zis că nu mă interesează, chemați un medic, pentru că copilul meu nu este bine. Și atunci au chemat un medic și mi-a zis că are niște crize care vin de la creier cumva și ele cred că... Termenul era gen convulsie, în traducere era. Noi nu înțelegeam de la ce, dar oricum părerea noastră o să rămână că totul a pornit de la punctile... Adică s-a agravat situația de la punct. După mai multe investigații, sunteți anunțați că Darius are un cheac de sânge pe creier, da. Alt diagnostic. Da. Deja lucrurile se tot schimbă în decurs Asta de câteva ore. A doua zi. Adică dimineața, noaptea, s-au întâmplat toate crizele care el le-a avut și ne zice, știți că copilul vostru are sânge pe creier. Atunci noi... Mi s-a tăiat răsuflarea. Eu credeam că știam că e grav, dar credeam că e mult mai grav decât era el. Și eu credeam că, Doamne, o să moară copilul, nu vreau să dispară, te rog. Și începusem normal să ne rugăm. Ei vorbeau acolo, ne ziceau, ne-au întrebat dacă l-am bătut. Și noi eu chiar le-am râs în față, cum să bați un copil de 3 luni? Adică, nu, Doamnă, nu sunt la primul copil, nu suntem persoane nervoase și nici n-am stat să dau multe explicații pentru că... Vă interesa starea copilului. Exact. Pe mine m-a interesat Darius să se facă bine și frica aia mea că el e grav bolnav, nu am putut să le explic lor. Nici nu înțelegeam ce vorbesc ele și ce-mi cer. Lucrurile se agravează din ce în ce mai mult. Nici nu aveați să știți ce urmează și medicii decid să-l inducă pe Darius în comă. Este da, adevărat? Ne-au cerut acordul să-l inducă în comă pentru că spitalul era cumva... Nu avea aparatura necesară și nici medicii neurologi necesari ca să-l trateze pe el. În tot timpul ăsta, când s-a decis să-l inducă în comă, ne-au zis că au avizat poliția și serviciile sociale. Nici nu știam ce înseamnă servicii sociale. Nu aveam idei cu ce se ocupă ei. Nu știam că se iau copiii și că noi o ajunge să trăim ce am trăit. Nu le-am dat atenție când ne-au zis de poliție. Am semnat. Vă dați seama cum e să te găsești într-o cameră de spital, să semnezi o hârtie și să zică că uitați-vă la Darius acum, poate nu știm că nu se trezească, poate îl vedeți pentru ultima dată, poate o să-l mai vedeți, nu vă putem garanta nimic. Dar cert e că sărmănelul l-au găurit cu ace din cap până în picioare. La un bebeluș nu se găsește vena foarte ușor și încerca unul, nu putea. Deci, dar gândul meu că el o să fie, nu o să mai simtă durerea, adică el o să fie în comă și nu o să mai simtă durerea asta. Am plâns foarte mult seara aia, dar ei vineau și îmi ziceau, nu, că o să fie bine, uite, beau un ceai. Cum Dumnezeu să te pui să bei ceai când știi că copilul tău o să-l transporte și poate eu nu mai aveam voie să pun mâna pe el. De ce v-au impus să-l aduceți și pe celălalt copil la spital, pe Damian? Celălalt geamăn? Da, pentru că, v-am zis, ei deja au vizat poliția. Eu cred că ei deja aveau scenariul făcut. Pentru că pe noi ne-au mințit că Damian ar putea avea ceva congenital. Adică ar putea avea aceeași boală ca și Darius. Și mi-a zis că trebuie să-l aduceți la spital să-l verificăm. Noi deja, cu frica că avem un copil bolnav, chiar ne temeam că ar putea avea ceva și Damian. Și ne-am dus și l-am adus și pe el la spital pentru investigații.
Adică în momentul când Darius era indus în comă, celălalt era în salonul de alături. Și ce i-au găsit? A doua, era noaptea când Darius a fost indus în comă, a doua zi au făcut o mulțime de investigații, i-au făcut oftalmologul, deci un copil examinat din casă, i-a făcut raze și în câteva ore a venit o doamnă doctor la mine și mi-a zis că are două picioare fracturate, are microfracturi la ambele picioare. În condițiile în care Damian era, se comporta normal, da, perfect, da, era un sănătos. Copil foarte energic. Uh-huh. Deci el era zâmbărițul casei, el era foarte un copil foarte activ. Și eu am întrebat doamna, zic, doamnă, dar nu ar trebui să plângă dacă are chestia, dacă are ruptură, fractura asta la picioare? Și ziceau că fractura e de aceeași mărime, de aceeași intensitate și într-același loc la ambele picioare. Și a zis că asta este, asta s-a găsit la copiii tăi amândoi, deci încă i-am zis, eu am un copil bolnav, am un copil în comă și dumneavoastră îmi dați noutatea asta, plângeam în fața ei, dar na, ei sunt medici. Un copil în comă, celălalt cu un diagnostic absurd din punctul meu de vedere, lucru care vă obligă să rămâneți internată și cu Damian urmărită. În spital. Și mi-ați spus așa, încă din data de 14 ne-au anunțat că în cazul nostru vor fi implicate serviciile sociale și poliția. Nu am dat nicio importanță deoarece sănătatea copilului meu era prioritară și nici nu ne știam vinovați cu nimic. Abuzul continuă, eu nu pot să-l numesc altfel. Câteva zile mai târziu, la cererea medicilor, ați fost cumva, nu rugați, probabil mai rău de atât, vi s-a impus să o aduceți și pe fată, care în perioada aceea avea câți ani? 6 ani. Da. Au examinat-o și pe ea? Au examinat-o vreo 3 medici, au dezbrăcat-o. Vă dați seama, o fetiță la 6 ani, oricum mi-a zis să nu ies din camera de acolo, că de ce ăștia se uită la mine, te rog, nu mă lăsa aici. Au dezbrăcat, au pipăit-o peste tot să vadă dacă nu are vânătăi, dacă este ok, prin cap, că... Așa, m-au avizat că o să fie interogată de poliție. Am zis că nu aș vrea Victoria să fie interogată de poliție, totuși ea este un copil și nu înțelege nimic. Și cred că s-ar speria, nu, că noi avem experiență în a interoga copii și să nu fac griji într-un fel că Victoria o să fie ok. Nu mi-au dat voie să asist în momentul când a fost interogată. Din păcate, în seara zilei respective ați fost arestați. Da. Dumneavoastră împreună cu soțul. Da. Au venit două persoane și l-au arestat și pe el. În momentul ăsta eu eram în spital cu Damian și cu Victoria și cu fratele meu pentru că așteptam să plec acasă. Aveam deja valizile făcute totul. Sperați că Speram totul va reveni la normal. Speram că o să plec acasă, dar eu o să mă duc mâine să-l văd în spital. Și a venit asistenta socială, cea de la protecția copilului din spital și zice, Angela, poți să treci, să zicem ce am decis. Pentru că ei au zis că au un consiliu cumva și decid ce o să facă. Și mi-a zis să-mi iau telefonul. Mi-a luat telefonul, i-a zis la fratele meu, zic, vin îndată înapoi, ai grijă un pic de ăsta mic. Am intrat într-o cameră acolo, m-a dus undeva la ei, erau 6 persoane. Polițistul îmi zice, Angela, uite, noi am decis că tu și soțul tău sunteți periculoși pentru copii. Eu nu știu, cred că aș fi suportat de 10 ori să stau lângă copil, să văd multe lucruri, să asist cum îl fac bine, decât să zică că mi-l ia de tot. Adică zic că din momentul ăsta nu mai ai voie să te apropii de copiii tăi. Legea scrie că părinții, copiii sunt luați în cazuri foarte grave, adică foarte, foarte grave, când părintele are ceva antecedente, când tu ești violent sau nu știu ce. Și el zice, nu, eu o să-ți arăt îndată că ți-e iau când vreau eu. Wow. Eu am început un pic acolo să zic, nu cred, nu e posibil, sunt gata să colaborez cu voi, să fiu, chiar să suport niște cursuri de parenting sau să mă ajutați voi cumva. Și
Una, o doamnă mă bate pe spate de la spate și îmi zice, mi-a făcut de 3 ori așa. Și îmi zice, tu încă nu ai înțeles că ești arestată? Incredibil. Și mi-a zis, dă-mi telefonul. Am pus capul în jos, nu am zis nimic. Mi-a zis, dă-mi telefonul. Ce parolă ai la telefon? Le-am scris pe o foaie tot cum să-l deblocheze. Mi-a zis, na, poți să vorbești, poți să nu vorbești, orice o să vorbești, o să fii pus împotriva ta. Sau pentru tine, sau ca în filme, exact ca în filme. Și atunci am întrebat dacă pot să sun soțul meu. Mi-a zis că nu-ți face griji, că el este deja arestat. Wow, adică, așa ați aflat. Așa am aflat că și el este arestat. Da? Ne-au arestat la aceeași oră, pe amândoi. Deci 19:36 ne-au arestat pe amândoi. Ați reușit să realizați ce se întâmplă de fapt? Să ai doi copii de 3 luni în spital, unul în comă, și tu să fii arestat. Pentru mine atât de mare a fost șocul că eu mergeam în mașina aia care m-au dus până la secție. Nu mi-au pus cătușe, nu mi-au pus, m-au dus așa în mașină. Eu mergeam în mașină, dar eu nu realizam unde mă duc, că sunt foarte, într-o situație foarte grea, dar n-am putut să plâng. Deci atât, eu sunt de obicei sunt o plângăcioasă și plâng la orice, dar atunci șocul pentru mine a fost prea mare. M-au dus la secție, mi-au luat geaca, mi-au luat șireturile de la încălțăminte, mi-au luat ADN-ul și mi-au găsit în geacă. Victoria este o iubitoare de flori, fata mea, și grămădește întotdeauna, adună floricele de pe drum și mi-aduce flori și eu le pun în buzunar. Și mi-au găsit niște iarbă în buzunar și au venit și m-au întrebat, cred că au vrut să vadă cum o să reacționez eu, la sigur au vrut, pentru că eu am văzut că polițistul de alături i-a zis că e gunoi, am înțeles că i-a zis că asta e gunoi. Și ea mi-a zis ce asta și am zis verifică. Eu nu mă temeam de nimic pentru că știam că nu am făcut nimic, știam că suntem oameni normali care ne creștem copiii în dragoste. Nu am crezut, n-am bănuit o clipă că ei o să mă țin acolo. Deci eu n-am știut că o să stau închisă. A doua zi ați fost eliberați, iar în drum spre casă, doi polițiști vă informează că Darius s-a trezit din comă. Da. Ce ați simțit? Da. Deci ne-au luat, pentru că noi am fost arestați la secții diferite, au zis că o să luăm pe soțul tău și o să vă ducem acasă. M-am dus și am așteptat să iasă soțul meu de acolo, a venit în mașină, el plângea foarte tare. Mi-a zis că tu îți dai seama că ne-au luat copiii, mi-a zis în general și ne-au luat copiii de tot. Și eu știam, pentru că în spital mi-a zis cu cine rămân copiii tăi și eu am zis rămâne fratele meu. Și el plângea atât de tare și am zis, nu-ți faci, zic, totul să fie. Eu am încercat cumva să liniștesc pe el și am plâns foarte tare. Și atunci amândoi ne-am cuprins atât de tare în mașină, plângeam și zic, dă să întrebăm măcar cum e Darius. Și am întrebat, puteți să ne ziceți cum e Darius? Și doamna de la volan, foarte indiferent, ne-a zis, s-a trezit. E incredibil. Pentru noi ce a fost? Soțul meu deodată a zis, asta este, nu știu, e o minune, pentru că nouă ne-a zis că Darius ar putea să trezească peste un an, peste o lună, peste o săptămână, noi nu știam, adică totul era incert, dar totuși, na, minune. Povestea continuă, a doua zi sunteți vizitați de doi asistenți sociali care într-un mod diplomat vă impun să semnați un document. Da. Despre ce era vorba? Este vorba despre secțiunea 20 la ei, care ei cumva se comportă cu tine atât de frumos și de dulce că parcă îți vine să-i crezi. Și ea mi-a zis, uite Angela, noi o să luăm copiii în grija noastră și tu trebuie să semnezi actul ăsta, dar nu-ți face griji că ai putea să întrerupi oricând să rupi contractul ăsta cu noi. Și eu am zis că nu pot să semnez nimic, dar vreau să sun avocata mea, să o întreb. Am sunat avocata mea, deja aveam avocată, deci toate chestiile astea au părut așa misterios. Avocatul de la poliție mi-a zis că ai avocat și eu am zis nu. Și el zice, o să te sune cineva astăzi. Și eu nu aveam telefon, nu aveam nimic. Ne-am dus și am cumpărat de 20 de euro telefoane din astea mici și ne-am cumpărat numere. Pentru că v-au confiscat telefoanele. Da.
Și au m-a sunat, azi trebuie să ai e-mail obligatoriu, trebuie să am e-mail. Mi-am făcut e-mail și mi-a venit avocata, mi-a dat numărul ei de telefon, am sunat-o și mi-a zis la telefon: Angela, să nu semnezi asta niciodată, că asta ar însemna că tu îți dai de bunăvoie copiilor și nu-i mai recuperi. Adică înapoi tu nu poți să rupi contractul așa cum ei zic. Și m-am dus înapoi și le-am zis, i-am zis: Sara, îmi pare foarte rău, eu nu pot să semnez asta. Și ea zice: nu, că să nu crezi că asta e ceva greu. Și am zis: nu, eu nu semnez. Mi-a zis că o lasă pe masă, îmi lasă hârtia pe masă și eu să mă gândesc până mâine. Și am zis: poți să o lași, mâine tot aici o găsești, eu nu o să semnez asta. Nu pot să-mi dau copiii. Și atunci ea a zis că, atunci am rugat, i-am implorat, am căzut așa cumva lângă masă, jos, în genunchi. Și am zis: te rog frumos, lasă-mi copiii acasă și noi părăsim casa cu soțul, ne ducem noi de acasă, numai lasă vină Victoria în camera ei, Gemini în camera lor, Damian să fie acasă, că Darius era încă în spital. Și zic: vreau copiii să rămână acasă. Și a zis că o să vedem, o să vorbesc cu managera mea și o să decidem. Și pe urmă mi-a zis că poți să rămână Darius, o să vină, Victoria rămâne acasă, dar Damian nu avem cui să-l dăm. Trebuia să caute o familie din oraș să-l dea. Că ei au familii speciale care se ocupă cu asta. Și atunci am zis: nu, eu o să caut, dă-mi, te rog, voi să caut pe cineva din prietenii noștri care s-ar ocupa de Damian. Și au acceptat? Au acceptat, da, au acceptat. Dar când ați aflat că s-a trezit Darius din comă, v-ați gândit că se va sfârși acest coșmar? Da. Și nu a fost așa? Da, noi am crezut că mâine o să ne cheme, o să ne dea copiii înapoi și o să zic: scuzați-ne, uite, a fost o greșeală. Așa, așa. Dar iată visam că luptele abia de atunci aveau să, da, înceapă. Ce vi s-a spus la prima ședință de judecată? Prima ședință de judecată a fost exact a doua zi, de 21 decembrie, în noiembrie. Noi cumva eram știți cum, acolo ți s-a luat asistentul social, care normal ar trebui să te protejeze și să te ajute, dar în tribunal el este împotriva ta. Deci el în tribunal cere să ți se ia copiii. Nu cere cumva să fii dați familiei și noi să-i ajutăm. Am auzit că părinții, familia Lupu, de exemplu, mama și tatăl au cauzat răni foarte grave, au provocat răni grave copilului și cer să fie luați copiii pe o perioadă de 26 de săptămâni pentru a putea face investigațiile. Mi-a scris așa: eram ca într-un film. Erați singuri împotriva unui întreg sistem, sau mai bine spus invers, sistemul împotriva, da, a doi părinți. Când ați realizat că vi se face un e un abuz tot ce se întâmplă? Nici nu știu dacă am realizat, că noi eram atât de șocați amândoi, deci știți cum, eu n-am văzut niciodată sală de judecată. N-am văzut niciodată un tribunal. Deci ne-au dus și ne-au așezat acolo cumva pe ultimul scaun și eu atunci m-am gândit, încă așa i-am zis soțului meu când eram în așteptare: îți dai seama că vine o armată de balauri, vor să ne ia copiii. Ne-am ținut atât de tare de mână amândoi, dar nu avem voie să stăm unul lângă altul în tribunal. Dacă bine știu, v-au pus să faceți o alegere la prima ședință de judecată. Da. Ce? După ședința de judecată ne-a zis: ori vă duceți acasă și vă luați, nu mai aveți voie să vă întoarceți acasă. Deci dacă copiii se întorc acasă, nu mai ai voie să te duci acasă. Alegi: ori te duci să iei haine cu ce trăiești de azi înainte, ori te duci, ai o oră la dispoziție din momentul ăsta să-l vezi pe Darius la spital. Ce ați ales? Și am ales să-l vedem pe Darius. Am zis că pe noi nu ne interesa nici unde să dormim, pe noi nu ne interesa nici cu ce o să ne îmbrăcăm și ce... nu mai știam ce înseamnă mâncare. N-am mai mâncat de foarte mult timp, dar eu vroiam să-l văd pe Darius, că nu l-am văzut de pe data de 15. Cum l-ați găsit? L-am găsit cu... era treaz. Mi-a zis un medic că i-au extras câțiva mililitri de apă de la lichid, de la creier. Vroiam să zâmbească. Atât de tare mă uitam și ziceam,
mi se părea că râde și zicea soțului, zic, zic că a râs, vezi că, vezi că se uită la noi și cred că l-am luat în brațe, l-am ținut foarte mult, o oră, na, cât puteam și nici nu vroiam cumva să-l obosesc. L-am hrănit, l-am băit, am cerut voie să-i facem băiță, să-i tai unghiile, că era un copil care nu avea mama lângă el, lăsat acolo pe un pat. Dar vreau să vă zic că cât a fost în spital, primele două zile mi-au dat informații despre el, dar mai târziu mi se punea pur și simplu telefonul jos. Incredibil. Mi-a zis că nu ai voie, nu avem voie să-ți dăm nicio informație despre Darius. Și eu plângeam foarte mult. Nu știam cine îl învelește, ce mănâncă, cum este copilul meu. Și chestia asta, când ne-au tratat ca pe niște criminali, cred că și la criminali le dă voie să-și vadă copiii sau să-l țin în brațe. Și nouă nu ne-au permis nici să știm despre el. Deci sunați asistentul social, atâta ne spunea. Pe 22 noiembrie l-au externat pe celălalt geamăn, pe Damian. Da. Până la urmă, care au fost concluziile medicilor în legătură cu diagnosticul dat și anume că are niște fracturi la picioare? L-au externat acasă pe el pentru că ei vedeau că el se simte cumva bine. L-au externat acasă, dar au zis că o să repetăm în 10 zile razele și o să vedem ce este, cum este Damian. O să vă dăm alt verdict, cumva. Uh-huh. L-au externat acasă. M-am dus la spital atunci și l-am alăptat pentru ultima dată pe Damian. Tot așa supravegheați de două asistente sociale într-o cameră, ca să vadă cum nu cumva să-l maltratez eu pe Damian în spital. L-am alăptat, l-am dat acasă, l-au dus ele acasă. Noi au dat voie fratelui meu să vină să-l ia, l-au dus ele acasă. Și când l-am dus jos din spital la mașină, i-am zis, cum, Doamne, să-l dau eu la ei mașină? Da, dacă nu mi-l duc acasă. Na, că începe momente de astea să fii și paranoic. E normal. Că îți vin diferite gânduri în cap. Nu știi cum să faci. Și l-au dus acasă. În 10 zile au făcut alte raze lui Damian. Mi-au dat verdictul pe loc. Adică noi eram într-o vizită. Ne-am dus cu el la spital. Că în momentul când copiii erau examinați, aveam voie să fim prezenți și noi. Vine un medic, același medic care ne-a citit prima poză, și zice, doamna Lupu, vreau să vă zic că Damian nu are fracturi. Și eu zic, cum nu are fracturi? Dar nu le avea? Și el zice, ba da, dar poza prima, probabil copilul s-a mișcat în timpul razelor și eu am văzut acolo o blurură, ceva era blurat și eu am crezut că sunt... Incredibil. Și am zis, asistente sociale, atunci de ce nu se arestează medicul? Pentru că am început să plâng și am zis că ei mi-au distrus viața. Practic și-a recunoscut incompetența în fața dumneavoastră și a cerut scuze pentru stresul provocat. Nu, n-a zis scuze. Dar eroarea medicilor a influențat cu ceva procesul în avantajul dumneavoastră? Păi dacă, eu cred că dacă nu, noi credem, dacă nu era Damian, probabil n-am fi fost arestați. Adică automat rezultau doi copii maltratați. Dacă ar fi fost doar unul, poate ne lăsa, poate ne luau copiii, dar nu eram arestați, așa cum s-au întâmplat în foarte multe cazuri. Adică foarte puțini părinți am cunoscut care au fost arestați. Majoritatea doar le se ia copiii. Și atâta tot. Și, Damian, când eu am întrebat, a zis că asta este procedura, ne pare foarte rău. Nu putem să arestăm medicul pentru că tu vrei să-l arestăm. Incredibil. Ce se decide la ședința de judecată din data de 13 decembrie în dreptul lui Damian? În dreptul lui Damian... Darius, primul geamăn internat, pentru că eu am notat aici toate etapele importante. Deci, Damian atunci, cu toate că noi ne-am dus în tribunal foarte fericiți că Damian nu este nimic și credeam că ei o să facă măcar un pas înapoi. Exact, și o mai să ales ne că zic, au greșit. Da, au greșit un pic, un pic mai tare. Ei au zis că Darius va trebui în continuare să rămână în grija statului. Darius deja era externat acasă când a fost ședința. În grija fratelui meu. În grija fratelui meu, da. Și că se vor alege 6 specialiști care vor trebui să dea mărturie în tribunal referitor la diagnosticul lui Darius. Dar toți specialiștii ăștia trebuiau cumva căutați de ei, pentru că noi nu aveam cunoștință de
genul ăsta, trebuiau să fie căutați de ei, să fie achitați de către stat, ceea ce costa foarte mult, costa 280 de lire o oră sau 340 de lire o oră doar la un medic. Incredibil. Și ei aveau nevoie de 60 de ore, de 80 de ore, de 40 de ore, fiecare cu termenul lui. Deci aceste cheltuieli erau suportate de către stat. Da. Dar lucrurile se întâmplă foarte lent, cu atât mai mult, da, cu cât eram și în perioada pandemiei, da, în plină pandemie. Și înaintea Crăciunului eram. S-a decis că de Crăciun nu avem voie să vedem copiii, pentru că ei nu au lucrători ca să fim noi supravegheați. Mi-aduc aminte că la o întâlnire, nu știu, eu, noi ne iubim atât de mult copiii, nu știu dacă este parte de pe corp care eu nu i-aș pupa sau nu i-aș strânge, să-i strâng așa, să le simt pielea. Și odată fata de acolo mi-a zis că îi pupam cumva la fundleț și îmi plăcea că sunt atât de moi. Și fata de acolo mi-a zis: Angela, uite, când sunt eu pot să fac asta, pentru că vă iubesc prea mult și că îmi sunteți dragi, dar când sunt altele, nu faci asta, pentru că ele ar putea cumva să scrie acolo că egal cu pedofilie sau nu ai voie să-ți pui copilul, să pui mâna pe copilul tău. Deci scriau absolut orice mișcare de-a noastră, orice. Ca să trecem mai departe, care ar fi cea mai importantă etapă de după tot ceea ce povestim noi acum? Pentru că totul s-a întâmplat în decurs de 9 luni și vrem să aflăm cum ați reușit să scăpați din ghearele acestui sistem, pentru că ei nu aveau de gând să vă lase, din ce mi-am dat seama. Mie mi s-a dat pașaportul înapoi. Eu cumva mi-am plănuit cu mult timp înainte plecarea. Am zis că eu o să-i las pe ăștia cu capul în vânt, așa cumva. Dar dumneavoastră ați fost eliberată, vi s-a dat voie să vă întoarceți la copii. După cât timp? După 8 luni. După 8 luni. Da. Soțul însă rămâne dat la o parte, da, și se decide că el este vinovat pentru tot, da, ce s-a întâmplat cu Darius. Pentru că în luna mai a fost 6 zile de tribunal, unde a fost interogați fiecare medic în parte. Comisia, de fapt, da, care... toți specialiștii lor, care cumva ei ziceau că ăștia sunt foarte rari în Anglia și am zis că mulțumim lui Dumnezeu că sunt rari, pentru că dacă dau asemenea verdicte... Erau destul de în defavoarea dumneavoastră, da, adică împotriva, da, dumneavoastră, da, și am înțeles că judecătorul a avut doar cuvinte de laudă, da, la una dintre ședințe despre familia dumneavoastră. Da. Și vreau să precizez că medicii, acești 6 medici, nici unul dintre ei nu l-au vizitat pe Darius. Deci ei au făcut niște rapoarte pe rapoartele inițiale. Incredibil. Niciunul nu a vizitat copilul să vadă cum se simte, doar pe niște poze și pe niște filmulețe. Erau întrebați dacă seamănă un copil maltratat și ziceau nu, seamănă un copil iubit. Sau... Dar cu toate astea a zis că când a fost întrebat neurochirurgul ce vedeți pe pozele de la rezonanță magnetică care îi aparțin lui Darius, el a zis că vede creierul unui copil care a fost într-un accident foarte grav de mașină, unde mașina s-a rotit minim de 3 ori. Deci acest copil nu o să meargă niciodată, nu o să vadă niciodată și probabil pe viitor o să fie o legumă. Asta a fost decisă la ședințele de judecată din mai. Pe ei decid acolo că eu mă pot întoarce acasă pe 15 iunie. Întrebarea mea era, dacă voi ați văzut că eu nu sunt vinovată, de ce trebuie să aștept 15 iunie? Adică pot să mă întorc astăzi acasă, exact, că nu am făcut nimic. Și a zis că nu, asta este procedura, tu trebuie să urmezi toate procedurile care ți sunt impuse. Absurde, pe, da, care, absurde, fără, da, nicio logică. M-am dus acasă la 5 dimineața, am ales să mă duc ca fata mea să se trezească lângă mine. Am intrat în casă. Cum am intrat în casă, ea s-a trezit la 5 dimineața și m-a întrebat, primul lucru care m-a întrebat, mama, unde-i tata? Și noi am zis că tata trebuie să mai lucreze, că ea n-a știut niciodată unde, ce se întâmplă. Ea vedea oamenii că vin, o interoghează, o întreabă, dar noi nu i-am zis niciodată lui Victoria. A fost mai bine așa. Da. Cu toate că ei insistau să zicem adevărul lui Victoria, asistentul social să o pregătească. Și noi am zis, care e adevăr? Spuneați că v-ați pregătit evadarea, v-ați făcut un scenariu
Nu l-ați spus nimănui, probabil? Nu. Cum s-a întâmplat? Cum ați reușit să fugiți din Anglia? Ei mi-au, având pașaportul meu, eu nu sunt cetățean român, sunt cetățean Republicii Moldova, și automat trebuia cumva să-mi reînnoiesc viza. Mie îmi scădea viza în iulie anul 2020. I-am rugat să-mi dea pașaportul înapoi ca să-mi reînnoiesc viza. Mi-au dat pașaportul înapoi, mă întrebau des dacă am început să mă ocup de... Și eu ziceam, da, am căutat o agenție, dar costă foarte mulți bani, eu singură nu reușesc. Ambasada Republicii Moldova era la curent, și în România ambasada era la curent. Erau cu... implicați. Ambasada Moldovei era implicată, ambasada României nu, doar ne scriau sfaturi, adică colaborați cu ei, noi nu avem voie să ne... Nu vă putem ajuta cu nimic, asta era răspunsul. Am făcut acte copiilor, pe ascuns lor nu le ziceam că eu le fac acte, mă duceam în Londra, le-am făcut certificate de naștere, pașapoarte nu reușeam pentru că trebuia cumva să fac poze la copii, dar mi-au promis că mi-e liberează permis foi de călătorie, titlu de călătorie, ca eu să pot pleca cu copiii. Și asta s-a și întâmplat. Asta s-a întâmplat în iulie, pe data de 9 iulie a fost ultima ședință de judecată, penultima ei trebuia, unde s-a decis că judecătorul nu poate renunța la părerea medicilor și că el a ajuns la concluzia că tatăl este l-ar vinovat. Fi zdruncinat pe copil la ora 4, pe data de 12 noiembrie. Atunci toți trei, eram eu, soțul și băiatul mai mare, ne-am îmbrățișat cumva, ne-am zis că nu vorbim nimic aici, o să vorbim afară și noi trebuie să plecăm. Ne-am dus la, am sunat ambasada Moldovei, am zis că vreau să plec. Ei știau deja că eu sunt acasă. Mi-a zis că veniți să vă eliberăm acte, când vreți să plecați. Am zis că vreau să plec, eu aș pleca și mâine, dacă aș avea posibilitate. Și am ales să mă duc luni la ambasadă. Mi-a făcut cumva o programare la ora 2. Eu am ales să mă duc de dimineață, să stau să acolo la ușă. Doamna de la ambasadă mi-a zis că de ce ați venit atât de devreme? V-am zis să veniți la 2, că nu am cum să vă primesc. Și am zis că, doamnă, stau aici, poate cineva nu vine. Și chiar așa a fost. Dumnezeu l-a ținut pe cineva acasă ca să pot eu să intru la ora 10. Mi-au eliberat... 30 de minute ați spus, da, totul s-a rezolvat. Mi-au eliberat hârtiile pentru plecare. Ne-am urcat în mașină cu soțul meu, am deschis aplicația, am cumpărat biletele de telefon, de avion pentru mine și pentru copiii. În aceeași zi ați plecat? Da, noaptea. Seara. La 12 noapte am avut avionul. Am zis că nu zicem la nimeni, plecăm pur și simplu, închidem ochii și... Povestiți-ne! Ne-am concentrat mult pe etapele importante ca cei de acasă să înțeleagă exact prin ce ați trecut, dar... Haideți să ne axăm în câteva secunde pe sufletul dumneavoastră. Ce a fost în sufletul dumneavoastră când a decolat avionul? V-a fost frică? Vă gândeați că poate vin după dumneavoastră? Da. Din momentul când am ajuns la aeroport, mi-era frică de camere, că o să mă vadă, că mă știu. Mi se părea că mă știe toată lumea, că eu cumva fug, să zicem, plec acasă sau mi-a luat copiii. Mi-era frică că nu o să accepte băiatul mai mare, pentru că în avion îți trebuie un adult să țină un bebeluș. Mi-au acceptat copilul să-l țină pe cel mai mic copil, pe unul dintre gemeni. Ne-am urcat în avion. Până m-am urcat pe locul meu din avion, până m-am așezat, mi-a fost frică că o să mă oprească la check-in, că o să mă oprească acolo. M-am văzut în avion, am... Cumva am stat cu frică până s-a închis ușa. Cât s-au făcut pregătirile de decolare, eu când vedeam că se urcă persoane, îmi ziceam în capul meu, a venit după mine. Incredibil. Credeam că a venit după mine. Și când am văzut că se închide ușa și când noi ne-am pornit, cumva decolează avionul, nu am închis telefonul, dar l-am sunat pe soțul meu, care a plecat în aceeași zi la ora 6. A plecat și el. A plecat cu mașina peste... Cu bacul. Cu vaporul. Da, cu vaporul. Și l-am sunat și am zis, dulceață, noi am decolat
Și el mi-a zis că și eu am trecut acum în Franța, deci a fost totul bine, ne vedem cu bine acasă. Și el mi-a zis atunci la telefon, mi-a zis, îngeraș, și nu știu de ce plângem. Plângem că plecăm de fericire sau că am scăpat de, așa și mi-a zis, de insula asta blestemată care ne-a distrus viața total. Și am decolat în avion, eram, doamne, fericită că mă duc acasă, nu aveam cuvinte. Când am ajuns la Chișinău, îmi venea să zbor de fericire și când vedeam pe toți, când ne întoarcem acasă, în capul meu ziceam, doamne, nici nu știi să prețuiți țara în care trăiți sau nu știi să prețuiți pământul, că am aterizat. Mi-a scris așa, după o lună de carantină am venit în România și aici a început viața noastră în rai. Da. Cât am... Deci, în timp ce nouă ni s-a întâmplat totul, noi am reușit să ne cumpărăm o casă undeva la țară. Nu ne interesa cum arată casa, nu ne-a interesat condițiile din casă, nu ne-a interesat că noi o să avem, că nu o să avem baie, pe noi ne-a interesat că o să avem copiii cu noi. Soțul meu a zis, o să dormim sub pod, dar cu copiii lângă noi. Și așa este. Astăzi sunteți bine împreună, liniștiți, da, în România. Suntem toți aici, da. Spuneți-mi, în câteva secunde, au încercat să vă mai caute? Da, au încercat de a doua zi, de când ne-am întors la Chișinău. Mi-a scris fratele meu ce fac. Asistentul social este la noi în casă. Eu nu le-am răspuns la telefon, dar atunci când mi-a zis fratele meu, de frică ca el să nu fie arestat, am sunat eu. Am sunat eu asistentul social și mi-a zis, ce ai făcut, Angela? Și a zis, am venit acasă la mine. Asta am făcut. Și el cumva mi-a zis că știi că ai încălcat legea? Și eu zic, legea a cui? A voastră, pentru că eu nu sunt cetățean român, nu sunt cetățean a țării voastre. Eu m-am întors acasă și înapoi nu o să vin niciodată. Și vă doresc mult bine aici acasă. Să aveți parte de toate binecuvântările pe care le meritați. Sunteți o femeie foarte... foarte înțeleaptă și îmi dau seama că ați avut foarte multă răbdare și putere ca să treceți peste asta. Da. Vă mulțumesc că ați fost aici și... Și eu vă mulțumesc pentru că ați acceptat să ascultați povestea noastră. Această mamă a luptat luni de zile împotriva unui întreg sistem. Concluzia personală din povestea pe care tocmai am descoperit-o împreună este aceea că puterea lui Dumnezeu și motivația unui părinte pot demonta orice plan diabolic. Vă mulțumesc că și astăzi ne-ați urmărit. Eu sunt Antonia Fudulu și ca de fiecare dată vă aștept să interacționăm pe canalul nostru de YouTube A7 TV. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile fără griji. Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.